Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou tutorial pe canal. De data aceasta am să fac un tutorial la OBS Studio, pentru că cei de la OBS nu mai aduc update-uri vechi versiuni și am văzut că primesc foarte multe întrebări și foarte mult feedback la vechiul tutorial, care practic nu mai este valabil. Așadar, o să fac un tutorial la OBS Studio. Ce trebuie voi să faceți în primul rând? Trebuie să-l descărcați, scrieți pe Google OBS Studio, apăsați Enter, accesați primul site, apăsați butonul verde de download și după ce se downloadează, îl instalați. Bănuiesc că știți cum se instalează un program, nu mai are rost să fac tutorial și la asta. După ce l-ați instalat, iconița va trebui să arate cam așa. O deschidem. Dublu click. Și programul arată cam așa. Nu băgați în seamă lista asta de aici, de la Scenes, deoarece lista asta este creată pentru live-ul meu. Voi va trebui, de fapt, cred că voi aveți doar scene creat în secțiunea Scenes. Imediat o să ajungem și acolo. Ce e foarte mișto la această versiune e că au implementat o funcție automată de configurări. Această funcție este sus la Tools. Accesăm Tools, după aia Auto Configuration Wizard Beta. E posibil ca skin-ul vostru, ca aspectul programului să fie alb. Eu l-am schimbat în acest green keys. Așadar, fiind aici, se deschide această fereastră și avem prima opțiune pentru a face streaming, să optimizăm programul pentru stream. Și a doua pentru a înregistra offline. Noi alegem prima versiune pentru că vrem să facem stream. Dacă avem un calculator foarte bun, vom selecta 1920x1080. Dacă avem un calculator mai bunicel, 720x 1280x720, da? Eu o să selectez 1080. Din nou, dacă aveți un calculator foarte bun, selectați 60 de frame-uri. Dacă aveți un calculator mai slăbuț, 30 de frame-uri. Eu o să rămân la 60. Dăm Next. Din prima căsuță selectăm Streaming Services, din a doua selectăm YouTube, pentru că pe YouTube vrem să facem streaming. Deși în această listă avem mai multe site-uri, cum ar fi Twitch, Facebook și așa mai departe. Noi o să selectăm YouTube. Stream Key, momentan nu băgăm nimic aici, pentru că o să vă arăt de unde o să luăm și acest număr. Dacă aveți o placă video bună, care este peste seria 600 de la Nvidia sau echivalentul seriei 600 de la ATI, bifați această căsuță pentru că o să vă encodeze cu placa video și în acest caz o să lucreze mai puțin procesorul. Și bifați a doua căsuță pentru a testa viteza de internet. Apăsați Next. Apăsați Yes pentru că vă spune că o să înceapă testul, iar acesta este testul, să găsească viteza de internet optimă pentru streamul vostru. Înainte trebuia să măsurăm noi viteza de internet ca să o adăugăm, dar uite că au implementat o funcție automată super, super faină, care, uite că mi-a găsit video bitrate, mi l-a pus automat la 10.000. Bun, o să dau Apply Settings și setările în OBS ar fi făcute. Altceva, altă setare în OBS nu mai trebuie. Acum tot ce va trebui să facem este să mergem pe YouTube, să ne logăm pe contul nostru, neapărat trebuie să fim logați pe contul nostru, deoarece dacă nu ești logat, nu poți face streaming. Dacă nu aveți deschisă această listă din stânga, apăsați pe liniuțele astea 3 aici și se va deschide lista asta. Apoi apăsați canalul meu. După ce se deschide această pagină cu canalul vostru, apăsați ori pe abonați, ori pe vizionări, ori pe manager video. Eu o să apăs pe vizionări și se va deschide această fereastră aici. De aici, din stânga, de la studio de creație, sper că și la voi e în limba română. Dacă nu e în limba română, încercați să numărați căsuțele și ajungeți la această iconiță care arată ca un... ca niște unde și apăsați pe Fluxuri Live. După ce ați apăsat pe Fluxuri Live, se va deschide această fereastră în dreapta și acest mic meniu format din două puncte. Alegem evenimente și în dreapta se deschide pagina cu programarea evenimentului nou. Noi dăm click pe programați un eveniment nou și începem să
notăm datele stream-ului nostru. De exemplu, la titlu punem ce titlu am vrea să aibă stream-ul, eu o să pun test, deoarece o să fac un test. Când vreți să înceapă stream-ul, bineînțeles că asta este o programare, dar dacă vreți să-l faceți, să faceți live-ul astăzi, lăsați astăzi, puneți ora de începere, nu știu ce oră ați vrea voi să înceapă stream-ul, când ați vrea să înceapă stream-ul, la descriere, bineînțeles, vă scrieți descrierea, eu o să scriu tot test și, bineînțeles, la etichete, etichetele voastre, eu o să pun tot test. Mergem la setări avansate. La setări avansate o să trecem numele jocului. Uite, de exemplu, dacă scrii ne dă niște sugestii și putem alege aici. De exemplu, dacă vrei să faci GTA 5, ai GTA 5, dai click pe el și ți l-a pus automat. Setezi astăzi și cam atât. Poți să dai eu și optimizează pentru interacțiune pentru interacțiune latență redusă, adică să fie cât mai mic delay-ul între tine și cei care se uită la tine. Generarea de bani, bineînțeles, dacă nu vă apar căsuțele astea trei aici, înseamnă că nu e bifată și trebuie să bifați acest buton. Și dacă vreți, bineînțeles, să vă puneți reclame sau nu, le bifați voi. Dacă le bifați și devin colorate, înseamnă că vor fi active pe stream-ul vostru. Dacă sunt alb-negru, vor fi doar cele care sunt obligatorii. Mergem înapoi la informații de bază și mare grijă, nu dați creează eveniment până când, mai ales dacă vreți să faceți teste de stream, mare grijă să selectați nelistat, deoarece dacă o să lăsați public aici și o să dați creare eveniment, o să creeze evenimentul public și o să vadă toată lumea, toți abonații voștri, că ați început un eveniment live sau că ați programat unul. Mai bine faceți niște teste la început și selectați nelistat, apoi dați creează un eveniment. După ce ați dat creează un eveniment, trebuie să așteptați un pic până când se procesează puțin și va trebui să se deschidă o altă fereastră care arată cam așa. Aici o să adăugați voi o poză, orice poză vreți voi să adăugați. Aici, dacă în OBS am setat 1080, aici vom seta tot 1080, dacă am setat 60 de cadre pe secundă și aici setăm tot 60 de cadre pe secundă. În schimb, dacă ați setat în OBS 720p, mare grijă să setați și aici și dacă nu ați setat 60 de cadre pe secundă în OBS, debifați această căsuță să rămână 30. Eu am setat și 60 de cadre pe secundă și 1080, așa că astea două o să le las așa cum sunt acum. Numele fluxului, oameni buni, acesta este numărul de care v-am zis mai devreme în OBS. Apăsăm un click pe el, va trebui să se selecteze cu albastru, click dreapta, copy și mergem mai departe. Dăm salvează modificările. După ce am salvat modificările, mergem din nou în OBS, care este jos în bară. Mergem la setări aici, la stream, din această listă din stânga apăsăm pe stream, iar aici la stream key avem punctele astea, dăm show, selectăm ce este deja aici, click dreapta și paste. Ne adaugă acest cod de aici, de pe site-ul YouTube, numele fluxului, ni-l adaugă în OBS. Ca acest număr este numărul care face legătura între OBS, între programul OBS, cu site-ul YouTube. Îi transmite practic și îi spune, în ghilimele, bineînțeles, îi spune YouTube-ule, eu sunt OBS cu jocul ăsta, aici pe evenimentul ăsta voi va trebui să transmit eu. Dăm încă o dată salvează modificările, iar evenimentul a fost salvat. Acum, ca să începem un live, de exemplu, mergem în Windows, la fiecare scenă se va adăuga surse. Surse însemnând jocul, camera web, cadran pentru camera web, notificări de abonați, notificări de donații și așa mai departe. Așadar, dacă vreți, puteți să redenumiți cu click dreapta scena și să o numiți, de exemplu, ștergem numele ăsta și îi punem noi un nume, de exemplu, eu o să-i pun test. În această scenă, apăsăm Enter,
În această scenă voi adăuga jocul. Ia să vedem ce joc deschid eu. Condition Zero. Este un joc care se deschide super repede, fiindcă tutorialul aș vrea să fie mai scurt decât a fost până acum celelalte tutoriale pe care le-am făcut. Opțiuni. Video și o să dau undeva la Running a Window. Apply. Apoi mergem la OBS. Și la surse aici apăsăm pe plus. Căutăm din listă Game Capture. Este acesta, apăsăm click pe el, îi punem nume, Counter Strike, dacă vreți, dacă nu îl puteți lăsa așa, selectăm această căsuță cu Make Source Visible, deoarece dacă nu este selectată nu o să se vadă jocul, apăsăm OK. De la Mode dăm click și selectăm Capture Specific Window, apoi de la Window dăm un click aici și selectăm Condition 0. Adică acest joc. Apăsăm OK. Iar jocul apare în OBS. Bineînțeles, dacă vreți să faceți streaming cu facecam și vreți să adăugați și o cameră web, apăsați pe plus, căutați imediat Video Capture Device, iar de aici, de la Video Capture Device, aveți camera web sau ce mai aveți voi, selectați tot cum ați selectat jocul și apăsați OK. După ce ați apăsat OK și v-a pus camera web, puteți să-i modificați dimensiunea trăgând cu mouse-ul din colț în jos și puteți să o faceți ce dimensiune vreți voi. Să zicem că jocul ar fi camera web și vreți să o faceți de dimensiunea asta. E, așa puteți să-i faceți camerei web, după cum puteți vedea și jocului de asemenea. După ce am făcut toată treaba asta și ne vede jocul în OBS, începe partea frumoasă. Apăsați Start Streaming. Și dacă vă întreabă dacă sunteți siguri că vreți să începeți streamul, apăsați Yes. Ar trebui să scrie Stop Streaming la voi și să vă arate jos cu verde toate detaliile astea. De exemplu, câte frame-uri au fost pierdute, momentan nu a fost niciuna, adică nu avem nicio întrerupere. De cât timp a început live-ul? De 17 secunde. Cât folosește din calculator? La câte cadre pe secundă facem streaming? Cât bitrate trimitem YouTube-ului? Așadar, după ce am apăsat Start Streaming aici sus, mergem frumos pe YouTube. Sper că n-ați uitat că aveți și o pagină deschisă aici. Și mergem sus la Live Control Room și dăm click aici. După ce am dat click aici, se deschide o altă pagină unde ne arată mai multe detalii despre streamul nostru. De exemplu, cât au stat în medie oamenii să se uite la streamul tău, cât s-au uitat în număr de ore și câți oameni au fost pe live-ul tău. Aici trebuie să fie neapărat cu verde, să scrie bună starea fluxului, deoarece dacă o să vă scrie cu roșu sau cu portocaliu, înseamnă că nu aveți calculatorul sau nu aveți setările făcute bine la OBS. De aici se va deschide, dacă apăsați, se va deschide o nouă pagină cu chatul live, unde veți putea spune salutare sau ce vreți voi să spuneți. Lăsăm la o parte chatul, apăsăm pe butonul previzualizează, apăsăm OK, că o să ne întrebe dacă suntem siguri. Ne spune că pregătește previzualizarea fluxului live, să așteptăm puțin. Noi așteptăm fiindcă avem răbdare de fier, deoarece suntem români. Și de îndată ce butonul ăsta va deveni din nou albastru, începe transmiterea în flux, apăsăm pe el. Ne întreabă dacă vrem să începem și apăsăm OK. În dreapta lui trebuie să apară un ceas care se derulează. După cum puteți vedea, acum suntem live pe YouTube. Ne apare cu roșu, cu oprește transmiterea în flux în caz că vrem să o oprim. Ca să vedem transmisiunea noastră, apăsăm pe butonul vizionează în pagina de vizionare și ne deschide transmiterea în flux în caz că vrem să o oprim. Acesta am fost eu. Oameni buni, acum suntem live pe YouTube.
oamenii pot intra, pot spune ceva, puteți vorbi cu ei și așa mai departe. Ca să opriți live-ul, să zicem că ai terminat tot ce ai avut de făcut aici, dai frumos click pe Live Control Room, deoarece de asta ne ajută YouTube-ul cu aceste butoane puse la îndemână aici. Apăsăm pe Live Control Room și ne aduce înapoi în acest meniu de unde putem opri fluxul live. Noi dăm oprește transmiterea în flux, deoarece ne-am făcut live-ul, totul a fost ok. Am avut 1000 de oameni pe live, multe donații, multe like-uri, subscriber, wow, a fost frenezie și îl oprim pentru că am obosit. Apăsăm ok. Iar live-ul s-a oprit. Mergem frumos și în OBS pentru că trebuie să-l oprim și de aici. Apăsăm și aici stop streaming. Ne întreabă dacă suntem siguri și noi zicem da. Cam ăsta a fost tutorialul, oameni buni. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentarii de mai jos, deoarece eu încerc și fac tot posibilul să răspund la toate comentariile, bineînțeles dacă sunt unele constructive. Și dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu uitați să lăsați un like și dacă vreți să mai vedeți tutoriale de genul, pentru că o să mai fac și cu XSplit pe viitor, nu uitați să vă abonați. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, aveți grijă de voi, că dacă n-aveți voi, nu are nimeni. Ciao, ciao!